și începe să lăcrimeze. Sau o cântare, dacă a fost, dacă o mai cântă aia, că acolo pe deal, într-o căsuță, șede mama, cum plâng mamele, la voi nu se cântă? Dacă nu se cântă, e bine. Să cântăm cântările de laudă, să cântăm cântări de glorificare a numelui Lui Dumnezeu și pe mama să o ascultăm, pe mama să o cinstim, pe mama să o vizităm, la mama să-i spunem o vorbă bună, nu pe mormânt îi trebuie trandafiri, în casa în care ne-o crescut. Doamne, ajută-ne la aceasta. Sensibilitate față de cuvântul Lui Dumnezeu înseamnă să pui în practică, să faci ceea ce îți spune cuvântul Lui Dumnezeu. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru că, zice Petru, zice, toată noaptea am trudit, n-am prins nimic, dar la cuvântul tău arunc mrejile. Și după ce le-au aruncat, ne spune textul biblic, după ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Ce înseamnă? Înseamnă că fiind receptiv, primind, simțitor fiind, sensibil față de cuvântul lui Dumnezeu și îl punem în practică, adică îl transpunem în faptă, vom avea binecuvântări. Avem binecuvântările lui Dumnezeu. Aveți, veți avea binecuvântările lui Dumnezeu și n-a trebuit să vă faceți tițunci la școală, ci veți avea capacitatea să învățați și să dați răspunsuri bune. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Binecuvântarea lui Dumnezeu, scrie Scriptura, Proverbe, capitolul 10, cu versetul 22, binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește și El, Dumnezeu, nu lasă să fie urmată de niciun necaz, de nicio nenorocire. Ați văzut cum se îmbogățesc unii? Ați citit? Ați auzit? Ați văzut emisiuni la radio? Cum îi caută acum și cum îi întorc și succes și percheziționează și nu le mai chihnește că mătușa sau vărul le-a lăsat ceva. Știți de ce? E o îmbogățire pe nedrept. Biblia spune că acea îmbogățire care vine din binecuvântarea lui Dumnezeu, îi păzită de Dumnezeu și nu-i lăsată de Dumnezeu să fie urmată de nici o nenorocire. De nicio nenorocire. Binecuvântarea lui Dumnezeu îi să-ți poarte de grijă și când ești în mașină. Am primit o mașină în 90 și a ajuns săraca tare amărâtă și feciorii ei care vroiau ceva mai. Și a tată, dar când e scabies? Acum știu că e sensibil, e sentimental, prima mașină, busul la alt cu care veneam pe aici și pe aici. Și zice, când e scabie eu? Și am spus, mă, ăsta-i darul lui Dumnezeu. Lasă-mă, tată. Ceva mai nou, ca unul dintre cei mai înverșunați în direcția asta să vină și să spună într-o zi, tată, într-adevăr, busul ăsta îi binecuvântarea lui Dumnezeu, e ceea ce predicai odată despre binecuvântarea care rămâne. Că sunt binecuvântări care zboară, își fac aripi și zboară, dar sunt binecuvântări care rămân. N-am avut niciun necaz cu acela. Auzeam, în Dej s-a întâmplat o nenorocie, regret, compătinesc alături de familia care astăzi a fost îndoliată, școala din Dej îndoliată, pentru că două profesoare și-au sfârșit viața într-o mașină, care fusese cumpărată nu de mult, ca și o reacție la faptul că i s-a luat de către tatăl acelei doamne o mașină, soțul ei a cumpărat o altă mașină, mai performantă, dar care din nefericire le-a condus pe două ființe, la din tinere spre moarte. Binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum îi întreba un copii, ce scapă după teologia dumitare? Și pentru că era perioada sărbătorilor de iarnă și se gândea ce înseamnă după mine binecuvântarea lui Dumnezeu. Ceea ce deja am spus mai mult. Să poarte Dumnezeu de grijă. Aia zice, pregene la domnul. Să poarte Dumnezeu de grijă. La lucruri mici, la lucruri mari. Să poarte de grijă Dumnezeu când e sărat sau când ești bogat. Să poarte de grijă ziua și noaptea, primăvara și toamna, iarna și vara.
la plecare și la sosire, de acum și până în viață. Asta înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă să fii mulțumit cu puținul care ai și să nu fii invidios pe cel care are mai mult. Și dacă ai mai mult, să știi să dai și celui care n-are. Asta înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă să te culci pe duha ta și să dormi liniștit, indiferent cine îți bate la poartă sau dacă îți latră câinele. Să nu tresari, mă, nu cumva e poliția, să fie poliția zi și noapte, să bată la ușe. Binecuvântarea lui Dumnezeu pentru o inimă liniștită care n-a luat din ceea ce nu îi se cuvenea, să vrei să deschizi ușa ziua și noaptea la oricine. O inimă liniștită, o inimă plină de pace, e cea mai mare binecuvântare a lui Dumnezeu. Să-ți poarte Dumnezeu de grijă. Să vă poarte Dumnezeu de grijă în toate lucrurile, oriunde sunteți, între prieteni sau între vrăjmani, pe pământ, în aer sau pe apă, să-ți poarte Dumnezeu de grijă. Asta înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu și este urmare a unei trăiri cu sensibilitate față de cuvântul lui Dumnezeu. Deci, am spus deja și punctăm. Al doilea lucru, binecuvântarea lui Dumnezeu. Sensibilitatea față de cuvânt aduce rezultate binecuvântate. Niciodată nu mai prins atâta pe aștept. Până când o zis, dacă o fac, deși nu-i timpul, nu-i rost, nu-i vremea, o fac la cuvântul tău. Nu s-a făcut de râs. N-ai să te faci de râs. Sunt unii care spun, auzi, m-aș pocăi, dar nu știu, oare nu greșesc? Nu mai face de râs. Unii spun, m-aș pocăi, dar mă chem că nu-i putea ține. Pornește și apoi vezi. Petru n-a așteptat să-i sară pești din barcă și apoi să creadă să aruncă breșa, să arunce breșa. Cum spun unii, auzi, dacă aș vedea ceva, dacă aș vedea, aș face. N-ați auzit din asta? Întâi să văd, dar cine a venit dincolo de moarte? Avem și o pildă, Luca 16, iertați-mă, în altă parte despre, Luca 16, despre bogatul și Lazar, care bogat fiind în chinuri, din pricină că a fost necredincios, o tânjit după un strop de apă de pe degetul săracului pe care l-a băgat în seamă că i-a stat la poartă. Și dacă nu a mai putut să fie așa, pentru că Avram i-a spus, imposibil, nu se poate face nicio schimbare, atunci a zis, îngăduie lui Lazar să se ducă în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le spună ce ai, să nu vină la acest loc de chin, să se pocăiască. Au zis, au acolo legea, au pe Moise, au pe proroci, să asculte de ei. Au zis, nu! Dacă se duce cineva din mor, să vor pocăi. Dacă nu cred ce e scris, dacă nu cred cuvântul, dacă nu sunt sensibil față de cuvânt, nu vor crede nici dacă va veni cineva din mort. Oh, dacă ar veni cineva din mort, îi voi de vizetrii, ce ziceți, ce mișcare, ce minune. A venit Lazar din Betania, al Lazar, a venit din morți. Domnul l-a chemat din morți. Știți care a fost reacția unora? Unii se duceau să-l vadă, pentru că erau minune. Dar mulți dintre mai mari iudeilor au vrut să-l omoare și pe Lazar. Pentru că mulți credeau în Hristos din pricina lui. Vedeți cum e? Nu întâi să vezi și apoi să crezi. Întâi crede și apoi vei vedea minunile lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Văd că unii deja au plecat steagul, îs aproape de adormire, eu îs aproape de ora 9, nu neapărat de sfârșit. În al treilea rând, cuvântul Domnului ne spune că atunci când au văzut că nu mai pot ei, că li se cufundă corabia, au făcut semn și la ceilalți tovarăși ai lor de pe cealaltă corabie să vină și să le ajute, dar au umplut amândouă corările. Nu știu câți pescuiți pe aici și cum pescuiți, nici nu vă întreb că s-ar putea să fiți acuzați de braconaj pe valea asta, dar eu știu că în general pescarii sunt oameni egoiști. Și știți de unde știu? Păi de la mine știu. Pentru că atunci când am fost așa ca și copilași ăștia lui și ca și voi așa, era mare pescar pe valea Codorului. Aveam un bot de alun și cu o ață și cu un ac din gămălie făcut grâne și cu râmă. Prindeam, erau cei mai mari pești pe care i-o prins cineva din Valea Codorului, că băgam în scobitoare 3 sau 4 ca să îi prăjesc. Vă dați seama cât erau de mari. Asta e realitatea. Dar dacă prindeam și venea altul să... Mă, cu ce dai? E treaba mea.
Am discutat și cu un pescar, pescar profesionist, care la un moment dat tot așa a zis. Zice, auzi, dar cu ce dai? Zice, ăsta-i secretul meu. Nu mă las și... Nu, mă, stai două cu... Ei, nu știu cum sunt toți pescarii, dar știu că, în general, oamenii sunt egoiști. Și dacă pot, cum am mai spus-o deja, să strângă pentru ei, nu să dau înapoi. Mai bine strică ambarele și fac altele mai mari. Că începusem să vă spui pildă aceea și am luat-o pe altă direcție, acela au zis, strâng grânarele și fac altele mai mari. Nu au zis că ajută pe văduvă, nu au zis că ajută pe orfan, erau hambare gata făcute, nu mai trebuie să strângească, numai să le umple. Nu! Pentru mine, și dacă se strică, și dacă se strică, dar să nu e. Știți cum era și problema colectivului. Ale, și dacă se strigă, dar colectivului, să rămâi aici, să nu-i lopriți cu doi cucuruzi în strață, gata, dosar penal și deja nu fă cinste că o fura, dar o fă cinste și pentru fă cinste, nu pentru ce las că nu-i o dat pentru munca lui. Am încheiat paranteza asta, că așa și nu vă interesează că a trecut colectivul și pe aici nici nu a fost. Nu a fost, n-am venit, n-am vrut să spun. Să vorbesc că n-ați fost ispitiți în felul ăsta pe aici, dar nu ați fost ispitiți. Ei, vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu pus în aplicare schimbă un sistem de relații. Acesta este al treilea. Schimbă un anumit sistem de relații. Din egoism se ajunge la dărnicie. Din numai pentru mine se ajunge la pentru noi, la al nostru. Pentru o făcusă niciodată noi. Măi, uite, tu n-ai prins. Hai că am prins eu doi pești. Unul i-am eu, unul i-a tău. O zis el vreodată așa ceva. Mă, dar n-am prins numai unul. Nu-i nimic, îl tăiem în două, jumătate mie, jumătate ție. De ce? Pentru că era iudeu și știa cuvântul lui Dumnezeu care spune împarte-ți pâinea. Nu împarte pâine la cei săraci. Împarte-ți pâinea cu cel flământ, cu cel sărac. Împarte un șapte, chiar nu, arunc-o pe apă și după multă vreme o vei găsi iarăși. Asta era cuvântul pentru ei. Dar Petru nu știu să facă până când a fost sensibil față de cuvântul lui Dumnezeu. Atunci au zis, hai că am și luat și voi. O umplut amândouă corăbile încât au început să se cufunde. Intrau sub linia de plutire. Un nou sistem de relații. Asta e necesar pentru oameni. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Cine a mințit să nu mai mintă, să spună aproapelui său adevărul din inimă. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă o nouă relație. Asta aduce încredere. Mă, ce încrezi pe cuvântul lui Cutare? Ce zici despre Cutare? Om de cuvânt. Dar dacă unul a mințit numai odată, poți să spui altuia, îi om de cuvânt? Nu a mințit de două ori, nu a trăit de când e numai niciună. Odată a mințit. Înainte de Revoluție nu erau atâtea mașini și era și restricția aceea, știți dumneavoastră, număr cu soț, număr fără soț. Și aveam nevoie să mă duc la evanghelizări, să mă duc la mormântări, n-aveam mașină și sunam pe câte un prieten care avea mașină și mi-au răspuns destui care au venit și dintre ei era unul care era foarte, foarte corect. Ceas era. Dacă ziceam la 2 jumate era. De ziceam 2 și un sfert era. De aș fi zis 2 și 18 minute, cred că ar fi fost la 2 și 18 minute acolo. Mă învățase încât eu mă porneam dinainte să ajung la locul de întâlnire pentru că știam că e foarte corect. O merg de câteva ori așa, foarte bine, dar odată eu am fost exact și eu nu mai venit. O întârziat nu mai mult de vreo 5-6 minute. Dar după aceea când l-am mai chemat, n-am mai fost nici eu chiar așa de grijuliu să fiu punctual. Știți de ce? A spus, data trecută eu simt întârziat. Și deja am zis, băi, odată n-a fost și deja nu mai aveam chiar atâta încredere în el. Revin. Dacă cineva a spus numai o minciună, își pierde numele de om de cuvânt. Dar dacă cineva a trăit în minciună și a iubit minciuna, vine la cuvântul lui Dumnezeu care spune, nu vă mințiți unii pe alții, spuneți adevărul unui altuia. Păi un nou sistem de relații se recapătă în cred. Cine fura, să nu mai fure, să muncească cu mâini harnice să aibă pentru sine și să ia și altuia care n-are. Ce-i asta?
un nou sistem de relații, de a ajuta, de a face bine. Ți s-a arătat, omule, ce este bine, mica 6:8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce altceva cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și asta, un nou sistem de relații. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, spune Pavel în Epistola către Tit, capitolul 2, cu versetul 11 începând. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și atenție! Și să trăim în viacul de acum, cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Să trăim în viacul de acum cu cumpătare. Știți ce înseamnă asta? Relația mea cu mine însumi. Să nu mănânc până nu mai pot. Îmi spunea un bătrân tare drag mie de la Spermizeu, un frate scump, mai trăiaște. Îs frate Moraru, cum te păstrezi dumneata așa de bine, așa? Zice, am avut o familie mare, dar asta nu o împiedica să avem ceea ce ne-o trebuie. Eu, dragule, zicea frate, zice, niciodată nu m-am ridicat de la masă să simt că nu mai pot să mânc. Totdeauna ar mai fi încăput. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă cumpătare. A ne hrăni. Dumnezeu a văzut că e o nevoie și El a lăsat. Cum gustă cerul gurii bucatele. Nu, gata, mânci acolo și intră și... Nu, Dumnezeu a lăsat cavitatea bucală, gura cu toate celulele acelea ca să simți gustul. Îi dulce, îi acru, îi are gust. Zice, nu știu ce e mâncarea asta, că n-are gust. Zice, de unde știi? Păi da, ai văzut că are sau nu are. Vedeți? E o plăcere pe care a lăsat-o Dumnezeu aici. Dar împuibarea deja e păcat. Vedeți cum stau lucrurile? Ei, când cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, ne punem la punct chiar și cu asta. Și după aceea, nu-i mai nevoie nici de cure, de slăbire, nici de alte probleme, că lucrurile se mențin în standardele lăsate în normalitate. Probabil că sunteți deja plictisiți, de aceea vă voi și grăbi spre încheiere, pentru că după ce Petru face semn și vin ceilalți și scot peștele și fiecare își pune în barcă și umple barca, ne spune cuvântul Domnului că atunci când a văzut Petru lucrul acesta, ce pescuire au făcut, s-a adresat Domnului și a spus un lucru pe care cu o zi înainte, sau probabil cu un ceas înainte, dacă el ar fi spus cineva, ieșea un scandal pe cinste. Știi ce a spus Petru? A spus, Doamne, te rog, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Ce e asta? Cine i-a dat cunoștința acestui adevăr despre sine? Cuvântul lui Dumnezeu pe care el l-a pus la mine. Și a spus, băi, eu nu sunt omul de treabă. Știu că într-una dintre zeni s-a predicat despre oamenii de treabă. Probabil că și despre Petru s-ar fi putut să se spună, băi, om de treabă, mă, să împacă bine și cu soacră sa. Credeți că se împăca bine cu soacră sa? Păi scrie la Evanghelie. Dacă dați pagina numai puțin înapoi, în capitolul 4, mi se spune cu versetul 38, că după ce au ieșit din sinagogă, a intrat Domnul Iisus în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și s-a rugat pentru ea și s-a plecat asupra ei și a mustrat duhul acela de boală care a plecat și soacra lui Petru a rămas sănătoasă, s-a ridicat și a început să le slujească. Eu cred că Petru a fi zis, Doamne, s-a terminat slujba la sinagogă. Auzi, n-ai vrea să intri până la mine? Ai, că te-ai numit cu ceva. Așa scrie. El trăia cu ceea ce l-a ajutat niște femei. Și hai la masă. Dar știi ce, Doamne? Soacră-i bolnavă. O relație bună între noră și soacră, între ginere și soacră, ginere și socru, se poate? Când e cuvântul lui Dumnezeu la mijloc, se poate. Se poate. Avem o istorie lungă, nu mai amintesc acum că e trecut de 9 și nu prind bine poveștile acum după ora 9, dar pentru că în Biblie ni se spune despre Saul, primul împărat, și David, care era ginere. Saul nu l-a mai putut suferi pe David.
când s-a întors de la urmărirea filistenilor, a auzit că David este în pustia Enghedi și-o adunat 3.000 de oameni aleși, soldați de frunte din împărăția lui, să-l urmărească pe David și pe oameni. Și când s-a dus să se culce pe tot obosit și Saul, ca și împărat, obosește și el, se duce să se culce într-o peșteră, peștera Enghedi. Dar David cu oamenii lui au fost intrate mai degrabă în peșteră și peștera era mare, adânc, acolo și erau la fund. Împăratul Saul a dormit la intrare. Și-a venit David și l-a văzut că Saul îi a dormit și toți care erau cu el, 3.000 de oameni, și erau cei mai aleși, dar au fost prinși de un somn ca de moarte. Toți dormeau. Și oamenii lui David au zis, David, uite-i momentul să-ți răspui pe vrăjmașul tău. Acum, nu am o lovitură, Domnul ți-l dă în mână! Cine ar fi putut să nu profite de un asemenea prilej? Cine vede pe vrăjmașul lui îl are în mână și nu se răzbună? Cine vede șerpele în drum și nu-l oară? Cine? David o zis, să mă păzească Dumnezeu să pun mâna pe el. Îi unsul Domnului. David, pierzi un prilej, nu te mai întâlnești cu ăsta. Să mă păzească Domnul să pun mâna pe el. Dacă vrea Dumnezeu să-i facă sfârșitul, știe el să-i o facă, dar eu nu pun mâna. Și totuși s-a plecat și cu cuțitul i-o tăiat colțul de la haină. Dar cum o tăia colțul de la haină, putea să taie ceva mai sus, nu? Și nu mai fugea. O lua colțul și zice că inima sensibilă, inima îi bătea pentru că a tăiat colțul mantalei împăratului. S-a trezit Saul cu oamenii lui, o pornit acolo, după aceea a ieșit și ăștia și a început să strige după împăratul. Părinte! Părintele meu! De ce mă urmărești? Glasul tău e fiule, David! Da! De ce mă urmărești ca pe un câine? Ca și cum ai urmări un purice? De ce mă urmărești? Dacă oamenii te îndeamnă, rău fac! Dacă Dumnezeu te-o stălit împotriva mea, hai să-i aducem o jertfă și să fie pace! Părintele meu, uite colțul mantalei îi în mâna mea! Dacă împăratul și-o mântui drept, mă! Păi dacă cum o tăia colțul, putea să-mi taie chiutul? Și atunci, istoria e mai lungă, concluzia este că Saul a început să plângă și a zis, tu ești mai bun ca și mine. Și am încercat să-l urmărească. Tu ești mai... Vezi cum zice un socru că te-ngighere. Dar de ce? Pentru că ginerile nu i-au făcut rău, s-au purtat frumos. Dacă este cineva să învețe din asta, fie că-i ginere și socru, fie că-i noră și socră, bine face dacă învață un nou sistem de relații să instaleze între oameni și să ne vedem propria noastră stare. Spuneam, dacă i-ar fi zis înainte cineva lui Petru, nu te băgea și mă că ești un păcătos. Și am cum să... ce s-ar mai fi încăierat probabil acolo. Dar iată că acum, în fața oglinzii, care este cuvântul lui Dumnezeu, Petru spune, Doamne, du-te de la mine, că sunt un om păcătos. Câți oameni spun, eu, de ce să mă pocăiesc? N-am dat în cap, n-am străcat familia, n-am străcat casa, n-am aprins, n-am... Dar de câtă vreme tot asculți și te tot împotrivești. Și împotrivirea este un păcat. O, Doamne, ajută-ne să recunoaștem că suntem vinovați, că suntem niște păcătoși. Apostolul Pavel spune, înainte eram cu legea și dacă era vorba de o neprihănire care o dă legea, eram fără prihană. Dar Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși dintre care... Cel din tâi sunt eu. Dacă îi spunea cineva faimosului fariseu mai înainte, Fariseule, Saul din Tars, tu ești un păcătos, ar fi fost scandal mare. Dar când s-a întâlnit cu Domnul și cuvântul acesta l-a pătruns, el și-a văzut propria lui stare. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă o imagine corectă despre noi și ne face să ne vedem propria noastră stare. Nu cât e de păcătos altul, nu cât e de desfrânat altul, nu cât e de nepocăit altul, ci cât sunt eu și cum sunt eu. Poate vor mai învăța și părinții și copiii. Într-un sat s-a dus păstorul la biserică, avea mai multe biserici, s-a dus la cina Domnului. S-au adunat toți și după ce s-a terminat slujba, o familie o zis, frate, să vii la noi la masă. Auzi, m-aș duce că mai am și după masă. Nu te duci, vină la noi la masă. Îi și feciorul. E și feciorul nostru acasă și știi că el nu-i pocăit. Poate că îi sta de vorbă cu el și
Dacă s-a prinde ceva de el. Au mers, au mâncat, nu s-a prea legat discuția acolo, la masă, dar pentru că trebuia să meargă la gară, că mergea cu trenul, păstorul, o spus, tinere, nu ai vrea să mă însoțești până la gară, că parcă singur mai greu drumul. La care tânărul foarte dispus, cum nu, domnule, sigur că. Și mergând amândoi spre gară, s-o legat discuția că erau numai ei. Și băiatul era deschis pentru conversație. Și păstorul i-a dat un spalt și altul și altul și altul și a spus, auzi, tinere, de ce n-ai vrea tu să te pocăiești? La care tânărul a spus, domnule, la noi în sat nu-i niciun pocăit. Cum nu? Păi n-am fost eu astăzi la adunare, o fost plin. Domnule, ascultă-mă, părinte, nu-i niciun pocăit în sat. Cum nu-i, mă, de unde știi? Păi zice, eu ascult pe mama și pe tata cum vorbesc. Și zice, cu tare, lasă-mă în pace că nu-i pocăită. Cealaltă, vezi de treabă, nu-i pocăită. Cealaltă, nu-i pocăită, nu-i pocăită. Zice, nimeni nu-i pocăit în sat, după părerea părinților, în afară de ei doi, pe care însă eu îi văd în fiecare zi și ca ei nu vreau să fiu eu. Și atunci, păstorul a avut prilejul să vorbească după aceea cu părinții și să le spună, întâi pocăiți-vă voi, ca să se pocăiască și copilul vostru. Atunci când ne vom vedea propria noastră imagine, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, vom putea să apelăm corect la îndurarea și la mila lui Dumnezeu. Și ultimul punct, gata, ați scăpat de mine, ultimul punct este cel care ne descoperă faptul că Domnul Iisus Hristos i-a spus, nu te teme! De acum înainte, Simone, tu vei fi pescar de oameni, pentru că ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu. De acum ai o altă misiune. Este o nouă orientare, o nouă implicare. Tot ceea ce îl preocupa pe el aici, pentru aici era lucruri care trec odată cu întrebuințarea lor. Lucruri cum sunt toate care le facem noi și după care umblăm și ne spatem. O casă mai nu știu cum, o mașină nu mai știu cum, haine nu mai știu cum, bunuri nu mai știu cum și așa mai tot. Un serviciu grozav, leafă bună și atâtea și atâtea altele. Și toate vor rămâne într-o zi aici. Doar ceea ce am făcut cu Hristos, doar ceea ce am făcut pentru Hristos, aceea va sta. Și Domnul Iisus a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Sensibil la cuvântul lui Dumnezeu, ei au lăsat totul și au tras corăbile la mal, au lăsat totul și s-au dus după Iisus. Cine poate să facă să iau asemenea hotărâre, numai acela care simte că Dumnezeu i-a vorbit personal. Păi de multe ori spunem, cine vrea să se predea, cine se hotărăște, cine se înscrie. Știți cine se va scrie tine? Știți cine îl va urma pe Domnul? Acel căruia, în această seară, Domnul Iisus i-a vorbit personal. Și eu cred că au fost suflete cărora le-a vorbit Domnul personal. Oameni care au cunoscut ceva general. Oameni care au venit aici, poate de multe ori și la multe evanghelizări, au mai venit și în seara aceasta, au mai venit și în zilele acestea, vor mai veni probabil și în următoarele două seri. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să trimită un cuvânt personal, așa cum i-a vorbit lui Petru și a spus, Simone, tu depărtează corabia, tu aruncă mrejele pentru pescuire și tu vei vedea mari transformări și mari schimbări. Trageți corabia ta la mal. La malul poate al deznădejdii tale, dar unde te așteaptă Iisus? Acolo vei avea o nouă împlinire, o nouă direcție și va începe veșnicia, la care doresc Dumnezeu să vă binecuvânteze.